No, servus, my friend. Nene, cât este ora? 13:38. Mă pun să mă hodin un pic până dimineață, pentru că am descărcare la 8 sau 10 km de aici. Sunt... nici nu știu cum să pronunț, că trebuie să pronunț destul de corect. Piombino. Cred că bine am zis. Ideea care este, noi folosim o anumită aplicație din grupul nostru de WhatsApp și urmează să mă întâlnesc cu un foarte vechi abonat pe care, sincer, eu nu prea spun lucruri, dar chiar îl respect și apreciez de cât timp este în grupul nostru de WhatsApp. El este Ovidiu și o să treacă din dreapta în stânga, după care trebuie să se întoarcă înapoi, mă rog, se întoarce tot pe drumul ăsta și urmează să ne vedem un pic. Vezi ce mică este lumea, nene? Hai să-l vedem și pe Ovidel, ia uite-l! Ele, nene! Super tare, frate! Nene, dar m-am săturat de atâta apă, bă, băiatule! Acasă ci că sunt 17 grade. În partea cealaltă de Italia zice că sunt vreo 20 de grade și este cald și este soare. Băi, dar nu, eu am nimerit pe aici pe apă, mă, frate. Mă, serios. Ai, deci plouă. Opa, Vasile. Plouă de ieri, bă, băiatule, în continuu. În continuu, în continuu. Vreau să mulțumesc pe această cale, să-ți mulțumesc pe această cale, Ovidiu. Îmi face mare plăcere să vă întâlnesc cu voi. Așa, când putem, cum putem, pe unde putem. Mulțumesc frumos de cafei. Și sper să ne mai revedem și sper să mă mai întâlnesc cu mai mulți dintre voi. Eu m-am mai întâlnit... în timp, ai de mă dă-te. În tot timpul acesta de când am grupul ăsta de WhatsApp, mă tot întâlnesc cu, ba cu unul, ba cu altul și este foarte fain. Noi ne-am încălcat de aici din Italia și vreau să se termine cu ploaia asta odată. Trebuie să mă duc până la Paris acolo și trebuie să merg, bineînțeles, pe la Mont Blanc. Și la Mont Blanc am văzut că este zăpadă. Cred că mai bine nu instalam TikTok-ul ăla, frate, că mai mult mă sperie. Băi, deci atât de mult îmi plac copacii ăștia, jur. Atâta sunt de fain, zici că sunt niște ciuperci. Nu, serios. Apropo de ciuperci, am văzut eu niște chestii aseară și mi-au atras mie un pic așa atenția, dacă vrei, pentru că am văzut, vezi, degeaba nu sunt eu probabil foarte fascinat de clădirile astea vechi și de toată tehnologia, în ghilimele, dacă vrei, care au avut-o pentru a construi aceste clădiri vechi. Și de asta, dacă mă urmărești de foarte multă vreme, o să înțelegi că eu în toată istoria asta, undeva până în 600-700 de ani, simt așa o bucată lipsă. Ceva s-a petrecut acolo, nu înțeleg ce, dar ceva s-a schimbat. În sfârșit, nu cred că este momentul potrivit să povestesc despre asta. No, bun, să mergem mai departe. Călătorului îi stă bine cu furnal. In questa direzione. Habar n-am dacă e corect ce am zis, dar mie mi-a plăcut cum sună. Băi, râdem, glumim, frate, dar văd că aici parcă un pic e mai bine. Știi de ce spun asta? Pentru că, ia uite, Pisa, aici e turnul la unde trebuie să plătești 25 de euro, să vezi că stă într-o parte. Mamă, cât apa ăștia, haide la pescuit. Ia uite, frate, ioi, tu l-ai vetă. Băi, multă apă, mă, vorbesc serios, asta vreau să spun. Am văzut foarte multe, stai așa că ajungem la 90 și nu e bine, am văzut foarte multe terenuri din astea inundate. Serios,
Nu e de glumă, aici a băgat apă ca lumea, nene. Păi dacă tot plouă în continuu, în continuu. Genova, Pisa Nord. Ce, mă? Cum ai zis? Nu știu, mă, aici cred că e... Ce mare e aici, mă, în stânga? Sau ce apă e aia? E ceva mare aici, oricum. Nu știu, Madagascar, cum se numește, habar n-am. Vine din partea alaltă, unde e super cald. Nu știu, mă, nu mă prea pricep la geografie. Și mi-a zis doamna profesoară, Valentin, învață, că cine știe pe unde o să ajungi. Lasă-mă vreme în pace, că zic să iau sapa să mă duc aici la porumb și la cartofi, nu trebuie mie să știu foarte multă geografie, că mă descurc. O iau așa, pe la margine, pe lângă colț, pe la Nea Petrică, pe la casă, pe la aia lui Vulpoaie și mă descurc trec prin grădina lui Moștănase și ajung eu, stai liniștită. Bine, mă, el are man. Uite și pe aici, frate, exact ce spuneam. Dus foarte multe zone din astea inundate. O ploua bine aici, bro. No, bun, să mai mergem. No, fii atent exact ce spuneam, Vasile, fii atent câtă apă e aici. Ăștia fac din astea de pescuit după aia. Mamă, fii atent câtă marmură aici, bă, băiete. Mamă, dar ce blocuri din alea mari, masive. Mamă, ăștia cred că vor să facă piramide din alea. Băi, deci atâta îi de fain. Știi de ce? Pentru că, băi, deci au casele, pensiuni, ciorfi, așezări de oameni, habar n-am. Până încolo, mă, pe munte, până sus, frate, de ce, bă, de ce super, bă, băiatule. Atât de mult îmi place, pe cuvântul meu. Hai că s-a mai oprit și ploaia, fii atent și aici. Mamă, stai ușor, Vasile, că ajungem la 114,3. Uite, mă, clădirile astea vechi, mă, bă, ah, ce mă enervează că a pus astea aici, nu pot să-ți arăt. Erau niște clădiri faine. Aseară m-am oprit acolo în Autohof, știi? Și spre seară m-am dus să mă spăl la duș. Și mă duc acolo și era o doamnă din asta în vârstă, a zis că pot să mă spăl până la 8 în sfârșit, că după aia închide. Și, băi, da, atât de... Chiar stăteam și mă gândeam, zic, băi, dacă eram în Germania, zic, în primul rând trebuia să plătesc, certo. Băi, fii atent, mă, ce mișto e. Băi, dar ce mă enervează, că nu știu dacă pot să vezi. Băi, deci sunt casele alea până sus, mă, sus de tot. Ia uite aici, construiește, dar ăsta cred că e de mult început aici, bobiță. Și m-am dus eu, am făcut duș, am șters pe acolo, era un mop, știi? După ce mi-am făcut treaba, am și făcut curățenie. Și i-am zis, i-am mulțumit frumos la femeie, stai că aici e cu depășirea transvestistă, așa. Și am strâns frumos pe acolo, m-am văzut de treabă și am plecat la camion. Ideea care este că eu zic că este foarte important să facem și ordine după noi și spun și de ce. Pentru că poate cândva o să mai trec pe aici și o să am nevoie să merg acolo să mă spăl. Și din 17.814 persoane și 383.000 de copii cât vede femeia asta în an, poate pe mine mă ține minte și zicea, uite-l pe ăsta. Asta e românul ăla, de-o lăsat mizerie acolo. Mamă, fii atent, băi, așa de mult îmi plac copacii ăștia, bă, băiatule. No, serios. Fii atent ce faină. Și că sunt niște ciuperci din alea gigantice, ce, nu? Mamă, mie mi se par sub... Mamă, fii atent că am văzut ceva. Stai așa, nu ăsta cu camionul, lasă-l pe ăsta. Am văzut acolo ceva alb, înalt, nu știu ce o e. Se pare foarte interesant. O, haide, că mă duc și eu după ăsta, Georgelis.
Nu mai stau aici. A, era un din ăsta, mă, de la pod. Bineînțeles, cred că e făcut tot din marmură. Aici e țara marmurei, mă. Bine, mă. Mă, am zis că e miliția, ești nebun la cap la ăsta. Ia uite, toată e coșmorodită. Ăla e vetă. Nu, stai că las pe ăla să se ducă până mai înaintează, până îmi face și mie un pic de loc. Mai durează un pic. Până atunci, admirăm frumusețile Italiei. Băi, dar mai oprește, doamne, te rog frumos și apa asta, că ajung pe la Mont Blanc și cred că o să fie și zăpadă. Ia uite, mă, ce verde. Mamă, tu l-ai vetă. Băi, deci uite-te cât de fain e. Mamă, deci este superb. Superb. Mamă, deși iată mi-ar plăcea dacă pot să vezi până acolo. Nu pot să pun cu zoom acum, că am și alte lucruri de făcut. Deși atent, acolo a fost, este ceva vechi, un fel de castel, de cetate, de ceva, știi? Mamă, deci e fabulos, frate. Uite, fii atent, tot încolo este plin de case de dinastia. Madres Dios! Spre Genova, zice că merem. Uite, și pe aici, aveți și ăștia o chestie din astea părăsite, ca să zic așa, știi, în care nu mai ce treabă îngrijită și astea. Am zis că îl depășesc pe ăsta. N-am văzut totuși la un moment dat că este undeva închisă autostrada. Pentru că este ceva accident, dar acum nu știu. Deja m-am pregătit să semnalizez, îl las pe ăsta cu dusterul să se bage. Mamă, ce zici, că vine și ăla cu Scania după mine, la Iveta. Ăla aici, în spatele meu, cred că merge cu 98. O să mă duc din coace. Ia uite-l. A, da, fare-o. Asta așa, că-i dă pistoane, că vrea să treacă și de mine, sigur. Bine, mă, mie îmi spui. Dă-i, Vasile. A, foarte multe spații. Hai, vin aici. Sau vrei și pe ăla să-l faci? Stai să vedem. Da, mă, ce vorbești? Omul-i dă înainte, mă. E hotărât. No, bine, semnalizezi tu că vrei să depășești, da. Ăla să vrea să ducă mai departe. Auzi, știi ce îmi place iarăși foarte mult aici pe Italia, în Italia? Și, mamă, deci fii atent, frate, aici trebuie să fac cu zoom. Stai așa un pic, te rog. Stai așa să ajungem acolo. Fii atent. Mamă, deci e magie, frate. Băi, e magie, magie, magie. Autogrilore. Mamă, deci cât de fain se vede. A, știi ce îmi place foarte mult în Italia și în Franța? Că au foarte multe spații din astea unde poți să te tragi, știi? Ai văzut cum este SOS-ul ăla și toate alea. Bine, nu în SOS, dar zic așa, mini parcările alea, buzunarele alea, cum se numesc. Mă, dar aici ce e cu atâta containere din astea? Ceva port aici, frate. La Spezia. Ce e aia, mă, nu înțeleg, ceva. La Spezia. Ce doriți? Dați-mi, vă rog, o jumătate de Spezia, vă rog. Bă, nu știu, sună așa a delicatesă Spezia asta. Nimă, uite, mașini din alea înfășurate. E ceva pe aici, bobiță. Uite, mă, vezi că e închis și ne scoate afară. Zice, gata, mă, prea mult ați mers. Bagă retarderul, Valentin, că ești încărcat chiar dacă e apă. No, bun.
A, ba, nu ne scoate, mă, la Spenza aici poți să ieși. Nimo și aici ce lui. Băi, deci fii atent, uită-te sus acolo. Acolo stăte casele alea. Solo. Ce scria, mă? Bă, dar ești bine pe drumul ăsta, frate. Da, mă, cred că e bine, de pace. Și înainte nu se mai poate. Ba da, mă, toți ăștia au treabă în dreapta, nu mai am treabă înainte. A, e ok, atunci, mă, deci pot să mă duc. Că lucrează ăștia pe aici, cred că. Da, mă, e ok, uite, vine și băiatul ăla cu 3,5, cu frigul, cu toate alea, 110, bagă, nene. Merge și la 140. Pioggia dopo tunello. Cine, mă? Cine-o fi asta? Abar n-am bobiță. Oh, încet cu ștergătorile. 1080 de kilometri. Zici că suntem la altitudine, frate. Dar ce semna, mă, Pioggia ăsta? N-am prea înțeles. Mamă, dă-i, frate, că la mine e mai greu. Am niște scoici din astea umplute cu... umplute cu... din ăsta, mă, cu diapozitive. Levanto. Ce zici, mă, unde? Cu 50? Unde erai cu 50, mă, tu ești sănătos? Ah, 50 când e din asta, mă, zi, nu fum. Din ăla, tot ca fumul. Ceață. No, fii atent ce tuneluri au făcut oamenii ăștia, frate. Extraordinar, bă, băiatul. Extra, bă, deci sunt atât de uimit de tunelurile astea. Uite, mă, doar tunelul ăsta. Îți dai seama câți bani și câtă muncă, cât efort, cât timp. De asta, frate, trebuie să coste autostrada și nici nu costă. Ia uite-te, ia uite-te, mă, Madagascar. A? Ce vorbești, mă, că este super, frate. Bă, dar ăsta nu mai merge, bă, la 70, frate, nu poate. E un pic mai încărcat. Și tot în sus mere. Dă-i, mă, și leușor, așa. Bine, mă, păi, dar nu merge DAF. Dar cum sunt? Poți să intri aici? Ia, uite-l, mă, și pe ăsta. Ce, nu ți-ai luat, bre, un șampon? Ce n-ai vii aici, mă? A, lucră, ăștia, mă. Nu știam ce e acolo, băi, ce fain e. Tu l-ai vedă. No, mă, fii atent ce fain e. Dar păi să tot merg pe aici, mă. No, îți dai seama, frate, fii atent cum au făcut acolo, au turnat beton, au pus gard. Bine, mă, păi aici lucru ca lumea, bine făcut. Uite, au făcut și scoar din ăsta, vezi? Foarte fain, bravo. Hai, Volvix, tot îi dau eu acolo, a 9-a, 10-a, dar el zice, nu mai pot, băi, Valentina a ieșit, nu feri din mine. Mamă, e cu 80 aici, trebuie să mai accelerăm, că e cu 80, mai tare trebuie. A, aici e bine, mă. Acum poți să mergi liniștit, că e cu 60, ia uite-te, bro. Deși, atent, era indicator acolo, în 350 de metri sunt lucrări. Uite și pe ăla, îl mănâncă să depășească acum. Ah, nu, mă, că om a fost inteligent. A văzut el, a anticipat. Deci, frate, ăștia ne anunță din timp. Vezi, Valentin, că poate să fie ceva acolo. Bine, bre, lasă că s-a atent. La galeria. Uite-te, mă, și aici este suspendat, frate. Mamă, sper că ați făcut o treabă bună să nu se rupă ăsta. S-a mai rupt unul, ferească Dumnezeu, frate. Hai că sunt tunel. E bine, 4 km și 18 cm. Mă duc așa, n-ai? Ăsta e de la Vâlcea, mă, ce număr are? Vâlcea, două cifre, adică un număr. USA, USA. Mamă, mi-ar plăcea să merg acolo în America să conduc o din aia. Ăla zici că e garsonieră, frate. Deci decât să-ți iei garsonieră în chirie în Cluj-Napoca, mai bine să te duci să muncești șofer de camion.
Spioggia, ce mă asta, frate, după tunel? Spioggia lui Soare? Mai bine te duci să muncești șofer de camion în America. Tu l-ai vetă cât de lung e ăsta, bre, că nu se mai gata. Stau încă, dar ce-a început? Ci că pauza s-a terminat. Ce pauză, mă? Că nici n-am început. A, e scurt mare, 1,4, 1,3, ok. Gata, nene, cred că m-am prins. Păi fii atent, la fiecare intrare în tunel, zice Pioggia este după tunel. După ce ieși din tunel, plouă. Pioggia, ploaie. Bă, lasă-mă în pace, că asta cred că înseamnă. Bine, mă, Pioggia este după tunel. Da, frate, am găsit-o, e adevărat, nu mai minți. Foarte tare, bro. Ia uite și aici, Pioggia e după tunel. Ia să vedem, o chiar este? Sigur este, mă, că ăsta nu ne minte. Mamă, tu l-ai vetă. Băi, deci este splendid aici, nene. Fii atent cât de fain e. Pentru mine e prima oară că sunt pe aici. E senzațional, nene, senzațional. Băi, deci sunt uimit cum au reușit să-și construiască atâtea clădiri pe aici, bă, băiatule, prin zonele astea muntoase. Știi ce îmi place iar foarte mult? Pentru că respectă culoarea, ca să zic așa. Marea majoritate sunt cam la fel. Nu e unul roșu, altul e mov, știi? Foarte frumos. Uite aici este Ikea, frate. Nu știu. Wow, genial, nene. Genial. Dar trebuie să mă și opresc pe undeva și nu prea văd pe unde. Bun. Am observat la anumite tuneluri din astea că se cam infiltrează apă, știi? Mă rog, nu la toate. Dar în unele cam vine apă. Mamă, fii atent, băie, deci tocmai sus, acolo, în vârf, au construit ceva. Nu, uită-te la imaginea asta. Mamă, deci este senzațional, nene, senzațional. Ce zice acolo? Avertizare, timpul de nu știu ce, prea mult sau prea puțin sau... Ah, ok, știu. Ah, fii atent ce chestie faină, îmi și spune că timpul de lucru este 5 ore și jumătate, știam chestia asta. Știu că trebuie să mă și opresc cândva pe undeva. Mamă, deci îmi place tare mult pe aici. Cu toate că... Atenție, relantii, ok, ușurel. Cu toate că mi se pară destul de pâncâlcite unele tuneluri pe aici, străzi, ăla iese, se duce, coboară, urcă, la stânga, la dreapta, la aeroport, la... Știi, mi se pare așa un pic amestecate, ca să zic. Dar e fain, nene, e fain. Ia uite-l cu 3 jumatele ce-i dă. Doi băiete, doi tare după codiță. 90-60, nu m-a încetus Valentin pe aici. Wow, nu știu, deci în continuare sunt destul de uimit, nene, la cât efort, câte calcule, câte chestii făcute aici, frate. Ca totul să fie cum trebuie, știi? Eu cred că sunt foarte meserioși, ăștia am făcut tuneluri, la cât au săpat și au scormonit prin munții ăștia. Foarte fain, super. Dar ceva așa de parking avem? Măcar un pic de parking. Cândva o veni și parkingul. Bobiță, e cu zăpadă pe munte pe acolo. Stai să-ți arăt. Te-ai oprit și tu la pauză și eu m-aș opri, crede-mă.
Da, eu mă mai tot duc. Ia uite, bro, sus acolo, mega zăpadă. No, ce zici? Treabă serioasă. Da, o, stai că mă opresc, m-am uitat un pic pe GPS. Ideea este că nu e ok să tot forțăm nota, știi, să zic așa. Și trebuie să fim atenți. Imediat mă opresc. Servizio, aici vreau la servizio. Grade. Erau 16-17 la un moment dat. Interzis cu camionul, ok. Acolo mai sunt 3. Aici, care-i treaba? Hai să mă și orientez un pic. Ah. Hai să mă bag aici. Ah, ăla pleacă. Sau... care-i șmecheria? Dacă mă pun aici, n-o să aibă la loc să facă curba, probabil, știi? Dai să mă orientez un picuț. O, mă, că eu mă duc, mă, și mai înainte. Dar care-i baiu, mă? Ia să vedem aici ce este. Așa, ăla e acolo. Aici mă pun la bus. Așa că vreau să mă uit destul de atent în oglindă. A, ia uite-o, colegul meu de la Bistrița. Bine, bre! Stop. Asta. Stă la liber. Să văd dacă este loc să treacă oamenii. Mama mea, vericule. Ce mai vreme. Este loc, dacă nu și-or face. Ok. Topless. Stai să băgăm aici. De unde să punem o pauză la asta? A, de aici, cred că da. Așa. E din asta mai pe uglenă, știi? Ideea este că mai aveam fix 13 minute. Camionul are numărul tot 13. Treaba e ok. 4 ore 05 e perfect, Vasile. Lăsăm un pic să meargă. Închidem beculețele. Facem stop engine. Și admirăm tot ce se întâmplă pe aici și ce este de admirat. E să punem aici meniu, traseu. Cu siguranță știi despre GPS-ul meu, care îl am de la navihd.ro. Și mă satisface. Băi, ce urât ai zis. Stai și mă, că așa e. Q8, delete, șterge, run. Mai am până la destinație doar 988 de kilometri. Pac, meniu. De-aia știi care este? Foarte important. După ce faci și tot felul de setări pe la ăsta pe aici, e foarte important să te asiguri, dai, da, aici, da, să te asiguri, traseu, privire generală, să te asiguri că este același traseu care îți trebuie. De ce? Să nu-ți facă vreo figură. Aici, la Paris Centrum, trebuie să mă duc. Torino, Mont Blanc și ce-a mai fi, Vasile, lasă-mă în pace că mi-e foame. Mamă, deci fii atent, este zăpadă acolo sus, tu la Iveta. Treabă serioasă, s-au aburit geamurile. Lasă-mă în pace că trebuie să-mi scot o ceva. Trebuie să-mi scot o ceva. Hai că ți-arăt.
Mamă, cablul pe aici, mizerie, ioi, trebuie să cobor să arunc și astea, dar nu mă duc acum nicăieri, vezi de treia, bă. Am, bineînțeles, renumita, bă, am crezut că s-a spart, frate. Renumita ciorbă, da. Trebuie să mâncăm. Este foarte important să ne hrănim. Dacă vrei, nu știu ce înseamnă corespunzător. Trebuie să mâncăm și lichide. Asta este foarte important. O pun să-mi fac o ciorbiță, să o încălzesc. Și după aia am vedea ce mai fi, Vasile, că ne așteaptă zăpadă la Mont Blanc. Nene, m-am săturat de atâta apă. Nu mai vreau apă! Vreau zăpadă! Să vină zăpada! Hocus pocus, preparatus, da, tot ceață e. Băi, deci tot plouă în continuu, frate. În continuu, în continuu. Mai am de mers pe oră și 49 de minute. Eram, mai fac eu așa câteodată, tă-tă-tă-tă-tă, în sfârșit. Mai am de mers cam o oră, oră și un pic, sper să reușesc să trec de Torino. Dacă nu, nu e nicio problemă. Mai e și mâine zi. Păi da, nu? Da, bineînțeles că plouă. Păi da, nu? Ora locală 20.09. Mai aveam undeva la 20 de minute de amplitudine și bine că am găsit locul ăsta aici, făinuț. Am fost prima oară și m-am parcat în parcare acolo, cu siguranță că nu cred că se vede foarte bine. Da, nu prea cred că se vede chiar foarte bine. Este ceva parcare acolo în spate. Și m-am parcat acolo și ghiși ce, Vasile? Aveam undeva la 3 minute de pauză, cam așa, știi? Și stai să aprind lampa. Am băgat niște gaz din ăsta în ea. Ok. Și mi-am închis programul, mai aveam vreo 3 minute. Aveam 3 minute de pauză. Și zic că când deodată ghiși ce? Pornește un frigider. Zic, tu l-ai vedă, eu nu stau aici veci. Și nu vedeam din cauza la lumina aia când băteam față, mi-a luat geaca pe mine. Și am venit pe aici, pe jos. Și mi-am găsit locul ăsta aici, e perfect. Puțină păpiță, am mâncat azi o ciorbă. Asta trebuie să-l pun aici la uscat. Și mai am 800 de kilometri până poi mâine. Sigur ajung, mă gândesc că pe Mont Blanc, pe acolo, s-ar putea să fie zăpadă. Mai e până atunci. Ne vedem la cafea. La țavulă, nene, unii se pregătesc să meargă, alții merg. Mi-am făcut acum cafea. Aștept să se răcească puțin. Aici este. Și mă pregătesc încet, încet. Să o iau din loc. Am 8 ore 44 de pauză. Mai stau, bineînțeles. Mai bag o pipă. Nu fac foarte multe lucruri sau cine știe ce lucruri. Am fost afară, m-am spălat pe ochi, bineînțeles că toată noaptea a plouat. Lasă plouă, nene, dacă trebuie. De obicei, dimineața nu fac foarte multe lucruri. Sunt recunoscător că a venit și această zi. Și mă gândesc la ale mele timp de 5-10 minute, după care dau drumul la tehnologie și încep ceea ce am de făcut.
un pic așa, n-ai ce face. Se mai întâmplă și din astea. Ideea știi care este? Că am trecut pe aici. Vreți să ieșiți, nu? Hai că mă dau un pic într-o parte. Ideea este că am gafat-o aici. No, stai, nene, că un pic e combinație pe aici. Ideea care este? Pentru mine e a doua oră când trec pe la Mont Blanc pe aici. Și am trecut dimineață. Stai să mă uit atent să nu mai fac încă o dată. No, bun, eu am ieșit pe aici dimineață și fii atent, m-am uitat sus pe ăla, deși arată că e interzis cu camionul, așa, mă rog, ideea este că eu trebuia să iau pe aici prin dreapta, deci imediat cum ieși de pe poartă, trebuie să faci dreapta aici, nu, eu m-am dus înainte la Mont Blanc. Da, trebuie venit pe aici, deși am mai fost odată, era noapte, m-am descurcat, acum tura asta am gafat-o. Ideea e că sus nu mai ai unde să te întorci, frate, decât la vreo 20 de kilometri. Și trebuie mers pe aici. Și trebuie să-mi iau tichetul ăsta de jos de aici. Dacă nu îmi iau tichetul când ajung sus la tunel, nu pot trece, nu pot plăti, frate. Vai, mamă dragă! N-ai ce face, nen. Se mai întâmplă și din asta. Mamă, câte linii sunt deschise aici, nu ai să crezi. No, și de aici trebuie să-mi iau tichetul ăla ca să pot să plătesc sus tunelul, frate. Și eu m-am dus înainte. N-avem ce face, bro. Aie, mergem tot înainte. Mamă, trebuie să vezi cât de faină este și zona asta de aici. Deci aici încă suntem pe partea Italiei, ca să zic așa. Încă nu am intrat în Franța. Deci este absolut remarcabil. Mamă, deci ce tuneluri au, bă, băiatule, cât de faine sunt. Mamă, super uimit de chestia asta. Să lăsăm aici mai ușurel. Au, fii atent cât de fain arată. Remarcabil, nene, remarcabil! Nu, că de intrat am intrat în Franța, nimic de zis. Dar, treaba e că e ceață pe aici. Asta e,
ne conformăm, numai un picuț și ușurel. Fain, așa zic și eu, nu? Sunt la o mică pauză, dacă vrei. Mi-am pregătit aici un delicios 3-in-1 și aici am puțină mâncărică, niște paste. Imediat termin, vreau să fac un pic de curat pe aici și îți voi arăta și împrejurimile. Fii atent cât de faină e aici, Alene, o parcare destul de mare. Este un Shell. E mega huge. A fost un pic provocator că aici trebuie să faci de pe dreapta parcarea. A fost interesant. Stai că am și niște gunoi de dus. Ia fi atent cât de faină e. Hai, poți să treci acum, n-ai ce face. A, e. De unde e Polonia? E ok, bro. Deci fii atent cât de fain este. Era liniște până să vină ăștia cu camioanele lor. Să-mi iau și un sacu de mizerie. Am lăsat un pic deschis, am mâncat, am făcut curat. Și vreau să merg să văd unde pot arunca gunoiul ăsta. Au, dar e super fain. Eu mai vin ăștia cu frigul. Mereți! A, era o femeie, o. Foarte multe, din ce în ce mai multe femei văd. Foarte faină, ne? Uite ce frumos e mersul ăsta negru cu frig. Punem aici mezeria. Am mai fost și tura trecută, când am fost pe aici, pe la Mont Blanc, tot aici mi-am făcut pauza. Chiar faină zona și liniște. Am mâncat, mi-am făcut și un 3-in-1. Opa, pardon. Am călcat o strâmb. Și acum vreau să mai stau un pic și după aia să merg. Pauza s-a cam terminat, nene. Trebuie să-i dăm înainte, păi da, nu? Fii atent ce fain arată cu stâlpii ăștia de iluminat de culoare albă. Foarte interesant, fii atent și balustrada de pe pod, tot așa albă. Ia uite și aici, vezi? Chiar arată faină zona asta aici în Franța. La Paris, monsieur, la Paris. Am observat că trebuie să trec de primul inel. De fapt, ajung acolo aproape la centru, știi? Dar avem ce face. Asta e. Astăzi nu cred, cu siguranță mâine, la noapte probabil că se va întâmpla. Da, păi nu, vom vedea când și cum a fi. Deși mai sunt 590 de kilometri, dar eu și cu 3 jumatele când ajungeam aproape de Paris, dacă era până în ora 3 după masa intram, dacă nu intram după ora 10 seara, altfel, nu! Na, nene, ce zici de ingineria asta, bă, băiete? Deci fii atent. Magnific! Opa! Deci fii atent cât este până jos acolo, nu știu dacă poți vedea. Dar e ceva senzațional, nene.
Oh, tu îți dai seama autostrada asta câți bani au costat și uite acolo apa, bro. Da? Cum e să stai acolo, mă, la un peștișor? Ăștia n-au voie să facă grătărele, da? No. Nu e voie, nu e voie. Ia uite ce frumos. Absolut grandios, nene. Ah, fii atent ce frumos. Și fii atent acolo și ceva ziduri din alea vechi. Magia Franței. Călătorului, păi stă bine cu pauza, zic și eu. M-am oprit să mai fac o pauză aici și am fost un pic pe aici, m-am plimbat. Păi trebuie, nene. Dar știi care este? Că aș vrea și sper să și reușesc. Undeva la vreo 90 sau cât o fie, să vedem. Aram. A, 91 de kilometri, spune el. Nu știu dacă poți să vezi, probabil că da. Vreau să reușesc să parcurg distanța asta și spun și de ce. Pentru că, deoarece, fiindcă am 8 ore și 15 conduse, trebuie să merg astăzi la 10 ore și mai am 295 de kilometri. Mai am un pic de mers, ca să zic așa. Dacă mai fac și ăștia, mai rămân mai puțin. Și după ce iese pauza, mă duc mai departe. Ideea este că mă gândesc că să intru cât mai devreme posibil în Paris, ca să nu prind aglomerat, știi? Mai ies un pic afară și după care mă iau și mă duc mai departe. Auzi, chiar recomand parcarea asta. Eu știam de mult, dar nu prea am ajuns în ea. Ai și pe eco acolo, e super ok. Trebuie să-ți și arăt. Zona, dacă vrei, Malta Verne. Dar cel mai simplu și ușor și frumos și elegant și cu minte și cum vrei tu. Facem așa, pac. Și tu ți-ai de acolo coordonatele. E foarte ok. Este destul de mare, cu siguranță că poți găsi loc. Și este chiar și cu verdeață. Poți să-ți aduci și căprița să mai pască puțin, dacă trebuie. Destul de mare, nene. Mare, mare. Sper să nu se pună cineva cu frigul lângă mine. Acolo sunt două camioane care au alea, culoarea mai maronie, așa știi? Au zi. Uite, se tot parchează. Hai cu prelata aici. Bagă prelata aici, Vasile! Au ceva case din alea, știi? Aici este cu logisticul de la Franța. Ia uite și pe ăla ce duce. A, ăștia s-au amândoi. Că uite, mai e un camion. Mamă, ce lovite și ăsta pe jos, iată. Bagă-l aici, Biju! În rest, ce să zic, lene? Mă pun acum să fac o pauză elegantă de vreo 12 ore, nu chiar 12, cred că vreo 11, a, da, cred că 12 ori să fie, poate 12 și un pic, cine știe ce mai fi. Și după care mă duc, pentru că mai am de mers 206 km, zice că i-aș face în 3 ore, am pus eu 3 ore și jumătate, oricum GPS-ul este așteptat la 75, nici de cum la 85 sau 90, tot acolo suntem, bine a fi.
Am fost, acum m-am spălat un pic aici la bidon, pe mâini, pe ochi și mai încolo când mă pun la somn și pe picele. E foarte important, nene, să-ți faci un pic igiena, știi? Igiena personală, dacă era vară, era altceva. Vreau să, de obicei, așa procedez, după ce mă opresc. Sebo! După ce mă opresc, îmi pregătesc cafea pentru dimineață, știi? Știu că este pregătită, e ok. Pleci? Mai bine nu plec, că ai vreo, poate vine unul cu frigul aici. Bă, e destul de mare parcarea asta și tot vin camioane și gândește-te că este ora 5. Da. M-ai întrebat ce cafea beau. Nu sunt foarte pretențios, dar prefer Jacobs-ul. Și uneori o tasez așa un pic, știi? Uneori mai iau elita din aia verde. Hai bro, ce-i faci? Îl bagi în față, în spate? Unde-l duci? La corcodușe? A, e bine bre, lasă așa două drec. Ăsta l-am mai tot văzut pe aici prin parcare pe Hodorogo. Ăsta nu știu care e treaba cu el. Nu-mi plac ăștia care umblă bezmetici așa prin parcare. Aia, zis-l ăsta mă să se dea mai în față să-și facă la manevra în spate. Sau să intre ăsta, habar n-am. Băi, cafea e pregătită pentru le dimanche matin. Ha, mă, ce tot faci, bre, nene? Tu la iveta. Mi-am spălat și cana. Este aici pregătită. Stai să o pun și pe asta sus. În rest, ce să zic? Foame nu-mi este pentru că am mâncat acum vreo 2 ore. Cam așa. Nu 2, mai puțin. Și... nu știu, bă, tot fac ăștia manevre pe aici cu camionul ăsta. Și o să mai stau un pic, vreau să mă uit un pic pe laptop după niște lucruri. Bre, vezi să nu izbești ceva pe aici. Nu știu, mă, se tot bagă pe aici, ce știu ce face. Mă uit un pic după niște lucruri, după care mă pun și mă întind, mai încolo mă pun la somn, că oricum trebuie să mă trezesc dimineață. Nu știu, mă, ce tot face ăsta, mă întreb pe mine. Face și el manevre aici, habar n-am. Ăla-i cu ochelarii după el. Ăla cu albastru, știi? Mi s-a părut suspect așa un pic. Hai mai în față. Dar de ce? Nu poate să intre ăla, nu poate să iasă. Hai, vetă. Au acțiune ăștia. Te pui și tu la somn. Sau să lucrezi ceva pe laptop. Și ghiși ce? Apare asta. A ieșit omul de aici. Am strigat, am ieșit în șosete după el. Să-l întreb, bre, stai încet că s-a întâmplat o treabă. Hai să-l vezi pe individ. Ia uite. Și s-o lua și s-o dus. Zic, bă, nebunule, unde dracu stai a pleci? Că trebuie să facem acte. Ai făcut poze, chiar o poliția, fă-ți actele, du-te dracu. Ia uite, s-o dus, ăsta. No, bro, ce zici? Treabă serioasă aici. Tu l-ai vetă. No, ce să zic? Hai cu bună dimineața, dacă a fi să fie. M-a prins, mă. M-a prins și pe mine aici. Ce vorbești? E grav.
tot așa a mers. De când am intrat, sincer zic că nu mă așteptam să fie chiar așa de aglomerat, dar probabil că ruta mea este cea mai aglomerată. Ce vorbești, bă? Păi, dar sunt mașini de peste tot, frate. Băi, ăștia unde au făcut o școală de șofer, că nu vă mașini de școală pe aici. Băi, totul e plin. Plin! Da, păi cândva o ajunge și ăla descărcat, ce să zic. I am so sorry. Ce vorbești, nene? Leroy Merlin și pielea de vulpe. Bă, băiatule, e horror aici. S-a făcut ziua. Nici nu cred că o să întârzi doar 2 ore până la descărcare. Hai de capul meu, frate. Să mă duc și eu dincolo. Ăștia în continuare, motocicliști ăștia, zici că au rămas mai descreierați, ca să zic așa, știi? De fapt, trebuia să rămân eu acolo, că... La un metru, la un metru, auzi, la 900, mă încadrez pe aia la altă, stai să mă duc înapoi. Aici știi ce tare? Să ratezi, frate, ieșirea sau intrarea pe autobandă. Tu l-ai vetă, s-au gătat. Nimă, ce bloc a făcut ăsta aici, grup? BCPE, ce e la mă, frate? A? Cu ce se ocupă mă ăștia de a avut atâția bani să fac arhitectura asta? Tu l-ai vetă... Ia uite și aici, ăsta e spart. Nici eu că da cu ceva în el, cred că. Op, op, în 500 de metri. Ai mamă dragă că mai am doar 15 km. Aș fi luat-o prin sat pe aici, dar... Cred că făceam 4 zile. Ai, ce facem? Ai vrut Paris? Ia Paris! Ce fain ori făcut? Mamă, aveți apă aici, bro! Tu l-ai vedea cu pescăria. Să mă ștergem aici un pic. Nimă că s-a mai făcut o bandă aici între timp. Băi, dar ce vorbești, băi, dezastru? Nu e de râs, nu e de glumă, nu e de nimic, frate. E horror aici. Aici trebuie să intri până în ora 5. Dacă te-a prins 5:30, 6, ai sfeclit-o. Bagă-te că e permis, Vasile. Ia uite, frate, trenul, mamă, ce industrie, ce fai de cap. E neimaginabil și Parisul ăsta, bă, frate. Nim aici salea. Asta ce faci, mă, rămas aici? Brema ta, mergi la pescuit sau la lucru? A, păi cred că nici el nu știe, bre. Eu accelerez un pic. A, ce ai făcut, Vasile? Nu mai acceleră, lasă așa. Hai că am luat-o din loc. Tot ce vreau să-ți spun este că e ora 15. Ora locală, niciodată în viața mea n-a durat atât de mult o descărcare. Fai de capul meu, m-am mutat din 3-4 locuri, că erau amestecate chestiile care au trebuit să le descarc. Magie curată, ce să zic. Merg să încarc, sper să reușesc să încarc în seara asta. Dacă nu, tomorrow morning. Region. E, mai fac eu așa din când în când. Bine, mă, dar nu umblu eu pe aici un pic pe câmpuri. Să vedem care e treaba. Iarba e verde. Bun. Bă, știi ce nu prea am văzut eu în Franța aici? Am văzut, au foarte multe animale și din astea, mă rog. Nu prea am văzut stupi de albină. Blue court, bule court. Ce scrie, mă, în sfârșit de pace. Ana drum barat acolo, bro. A, numai de asta nu-mi trebuia mie. Sau ce acolo, mă? Stai că eu oricum fac stânga. Interzis cu 3:30 pe acolo, bro. Nu e bine. A, și e și închis. Rute barate. A, i-a dat treabă. Să vedem, mai am 4 km. Înapoi,
Înseamnă că poate merge pe la următoarea. Hai să vedem. Așa. A, 7 km, tot e bine. E ok. No, fii atent ce frumos se luau oamenii aici, bro. Foarte fain. Aici e primăria, cred că. Mamă, fii atent! Băi, deci, ia, nu știu, mă, e de-a dreptul remarcabil. Remarcabil, frate. Deci cum sunt clădirile astea vechi, bisericile astea ale lor, vechi, vechi, frate. Fii atent și casa asta, ce faină. Vezi ce fain, mă, frate, aici. Liniște, te bate vântul, nu-i problemă, dai liniște. Foarte fain, ia uite. Eoliene, taxă pe vânt. Băi, îmi sună cunoscut, bule cu o urtă ăsta. Parcă am mai fost pe aici, frate, dar nu mi-aduc aminte de drumul ăsta. Trebuie să încarc niște mazăre și o văz. Mamă, deci fii atent, a plouat. Uită-te pe margine dacă reușești să vezi. Deci, un pic, dacă l-ai scăpat acolo pe domnul truc sau pe doamna mașinuță, Doamne și ferește. Asta trebuie să mergem așa încetuți cu... Mamă, ăsta depășește fotos lampadorul mătii. Bă, n-ai mai avut, mă, un pic de răbdare? Eu le mai fac semn la ăștia să se ducă, știi? Ei mai dau semnal, dar mulți nu se duc. Mulți poate că nici nu știu, știi? Eu și pe ăsta câta hala și-a făcut aici, frate. Oare ce avea înăuntru? Conserve, berbeci. Aprinde bre luminile. Era doamna Cici, mă. Bine, mă, dar doamna Cici e peste tot, frate. Ce vorbești? Hai, mă, mai este mult. Mă, fii atent cât câmp aici, frate. Cât teren. Și iar vine ăștia și zic, băie, suntem prea mulți, n-avem ce mânca. Mie și afară, derbedeule. Asta ce face? Spală tractorul aici. Ăștia astea de spală. E bine că fac și ei ceva. Nu, no, pe aici cum mai facem? Ce că facem stânga? Pe unde, mă? Pe câmp. Am încredere în GPS-ul ăsta. Mai citesc pe aici. Aha, ci că pe aici. Hop, hop, hop. A, iarăși e problemă cu sistemul ăla, mă. Ceva interzis? Nu, a? Oh, 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 ce tătărâm, șandrama. Ce dează trecerea? Păi cui? A, știi ce ar fi tare să ajung acolo și să zică și ăla, e rute barate. Bă, stai un pic. Ia uite, mă, ce frumos. Nu vine, bro, nimeni aici. Cine să circule decât eu? Mai vezi tu vreo mașină pe aici? Bine, mă. A, ia uite, mă, că mai vin ăștia. Voi de unde veniți, mă? Cine știe? Dar mă, fii atent ce faină scăsuțele astea care le fac. Oh, chiar e super faină, frate. Fii atât micuță la sol, cu un gărăjel acolo. Chiar super. Nu, mă, că mai tot vin mașini. Bro, dă-te mai încolo, că nu vreau pe pământ, că sunt și la deal aici, de pe aici român. Ia, uite, bro, ce autobuz! A, de aici le aduc ăștia la noi. Stai că am mai văzut eu ceva. Mamă, ce plantă fie asta, frate? Se pune la murat, se mestecă, se face salată, cine știe. Uite, mă, încă un sătuc aici, 38 de case, 416, uite și acolo construiesc, vezi, departe, nu se vede. Trebuie să
să lăsăm ușor. Uite-mă ce fain și-o făcut și ăsta aici, bă, frate. Fii atent. Foarte gingaș. Pot. O fi. Așa. No, serios, nu-ți plac căsuțele astea ale lor? Mi se par foarte faine, frate. Făcute ca lumea, cu gust. No, hai bro, că nu prea e loc de doi. Te-ai dus? Te-ai dus. Și pe undeva pe aici facem stânga. Aici? Ai nu, mai sus. Stai, stai un pic. Nu se uită în stânga. Bro! Ah, mersi. Ah, era un domn. 118 ani. La Fontaine, la fântâna lui Soare, opa, ia uite, vezi cum apar ăștia. Deși semnalizează remorca, dar nu știu, ceva e în regulă. 1,7 km, dar unde mergem, bă, frate? Fii atent, fii atent, bro, și aici, biserică din aia veche. Uită-te cum arată. Ce vorbești, bă? Foarte tare. No, bun. Mergem mai departe. Bonjour, mon ami! N-ai să crezi, nene. Am ieșit și am dat cât am putut eu de tare. E, în ghilimele vre. Fii atent ce frumos se vede. Este o dimineață răcoroasă, aș putea spune, sunt doar 6 grade. Dar e bine, nene, atâta timp cât drumul duce către casă, e ok. Strasburg, GPL, 23 de minute, chile, ce erau alea, habar n-am. Mamă, deci fii atent ce fain se vede, frate, eu. Cred că o să vină un pic de ploaie, că n-a mai plouat de mult de aseară. Ia uite, Daxel. Merg și ăștia, băi, dar ce ciudat mi se pare că la merge pe acolo, eu pe aici, n-ai să crezi. Ia uite și băieții ăștia, ăștia să ia cu termopanele, nu-i știi? Nene, am de mers astăzi. Vedem cât ne permite mersul ăsta, după care trebuie să mă opresc să fac un 45 foarte corespunzător, de aceea pentru acest 45 mi-ar plăcea să ajung în Germania. În țara întunecată. Și să reușesc să-mi găsesc și ceva magazin și poate și ceva de vizitat. Deși legat de vizite, mi-ar plăcea mai mult să vizitez aici în Franța. Dar nu, trebuie să și merg. Lyon, Strasburg, Metz, Nancy și restul lumii. Să mergem, nene! Hai cu ziua bună, nene! De aici, din Franța, încolo spre Strasburg. Auzi? Fii atent, mă uitam la omul ăsta de aici. Are o mașinuță acolo. Chiar e foarte gingașă. Hai să vedem dacă reușim să-l ajungem. Ia fii atent! Hocus pocus preparatus! Fii atent ce faină e! Îmi plac mașinuțele astea și a zis că sunt de jucărie. Nene, mai am un pic și intru în țara întunecată, după cum se vede și aspectul cerului ne spune acest lucru. Glumesc, îți dai seama că de fiecare dată glumesc când spun de țara întunecată. Numai dacă dai pe Google la un search și vezi PIB-ul și nebunești. Da. Bă, ce să zic, ideea știi care este, că aș încerca să mă opresc undeva în Nemția, pentru că și eu trebuie să fac 45-ul și aș vrea să mă opresc undeva unde să-mi permită să pot merge la un magazin. Chiar mă gândeam să fac ceva la un moment dat.
pentru că ne-ar ajuta pe toți, știi? Hai să facem aici Smartix-ul. Na, e arsă lampa. Ia, am o lampă din asta pe gaz, știi? Ia, uite-o, păi, dar nu vedem noi așa un pic și din profil. Destul de provocator utilajul ăsta, eu sincer îți spun că nu prea aș merge pe mașinile astea. Și iară mi-aduc aminte de Sorin, care este începător și a plecat să lucreze în Anglia pe din astea, foarte tare. Ia uite bă că pe aici trebuie, tu l-ai vetă ce m-aș fi dus înainte, mă. Nici bă că mă luam cu vorba și uitam că trebuie să intru pe aici. Oh, slow, slow. Welcome to Germany! Da, da, băi, dar ăsta ce face mă, și-a luat BMW? Mersi. Nu-l înțeleg pe ăsta, frate. Nici cum. Nu știu, mă, câteodată merge semnalizarea, câteodată nu merge, habar n-am. E ceva stricat la defect acolo, probabil, știi? Ideea știi care este? Că înainte să intru aici în Germania, am găsit acolo în Franța un Norma, am fost, mi-am mai luat eu niște chestii ce am mai avut nevoie. Mersi. Mie îmi place să și salut așa cu mâna, știi? Când oarecum incomodez pe cineva sau îmi dă prioritate, mă rog. Și imediat după ce am făcut sensul giratoriu la 4 km să intri în Germania să treci podul, ne-au oprit cum se numesc, jandarmi, știi? Cred că era ceva filtru, că era multă poliție acolo, să zic așa. Și unul mă depășise pe mine înainte și l-a oprit pe ăla și l-a tras acolo în parcare să-l caute, știi? Și zic, no, ae, zic, hai că Valentin merge înainte, hop, monsieur, trage pe dreapta. A, păi zic și eu, bre, m-am parcat acolo în sens te oprește, știi? Te pune în sens, te-a oprit și zice, bonjour, monsieur, zic, bonjour, monsieur. Și zice, CMR, zic, să-i dau CMR-ul, știi? Zic, vous plaît, zic, da, bă, bien sûr, zic, just a moment, fac ea ăla, îl dau. Și zic, I have potatoes. Zic, și el zice, da, da, zice, observ, zice, mulțumesc, o zi bună, la revedere, zice, zic, merci beaucoup, monsieur, au revoir. Și m-am dus mai departe. Cine știe de ce l-o fi oprit? Mai fac și ei controle din când în când. Ideea știi care este? Că eu sunt de acord cu aceste controle și îți spun și de ce. Pentru că sunt foarte mulți care nu fac ceea ce trebuie și fac alte lucruri care, la rândul lor, acele lucruri făcute de altcineva pot ajunge la un dezastru, ca să zic așa. Eu sunt de acord cu controlele și în Germania și în Franța, sunt niște țări care sunt expuse la multe chestii, ca să zic așa, dar trebuiesc făcute. Deci ceva destul de suspect aș putea spune, îți explic imediat de ce. Pentru că sunt pe tronsonul ăsta unde aici se lucra în continuu, frate. Și mai în spate erau parcate, nu, uite aici sunt 2-3 oameni, erau parcate toate, basculantele astea, vreo 50-60 de mașini, frate, și nu se mișcă, deci, uite, doar aici se mai lucră ceva. Câțiva oameni, la dita mai șantierul. Ceva mi se pare așa ciudățel, ca să zic, adică, nu mă așteptam. Aici, pe șantierele astea, trebuia să miște totul, frate. Ciudat. De câte ori am trecut pe aici, era acțiune, știi? Toată lumea lucra și asta. Dar mi-a atras atenția, nu fii atent de când este turnat acolo, pentru că deja a dat iarba pe pământul ăla. Destul de ciudat aș putea spune. Știu că au ceva probleme și ei. Da, nu. Uite, o mașină care îmi place foarte mult. Meganus. Vezi și aici, nu lucră nimeni nimic, frate. Oare care o fi combinația? S-au gătat banii? Sau e mai bine așa prin aglomerație?
Nu de alta, o, dar se strigă frigul și ajunge iaurtul blocat. Army, aha. Am văzut un camion, ceva concept, tind să cred că era ceva prototip din ăsta. Știi de ce? Pentru că era înfoliat tot cu folie din aia, cum sunt înfoliate și mașinile astea mici, știi? De le scot ei pe șosea. Și-s camuflate. Baulu Șteles, soarele lui Baulu Șteles, ăsta că m-am săturat de Baulu Șteles, opa. Da, păi trebuie să mai și mâncăm ceva, nu? Mă pun aici să fac niște cartofis. M-am oprit la pauză. Era și ștau, mai aveam vreo 40 de minute. Și zic, bă, gata, stop, n-are rost. Dita mai parcare aici, nene. Eu zic că o să fie foarte bine. Mâine am de gând să o iau pe aici, pe undeva, prin satul ăsta sau ce este aici. Să mă plimb un pic, chiar dacă plouă, dacă ninge, poate trăznește ceva. Și m-am pus să prăjesc cartofii, am și niște ex-uri. Și cam asta îi, să treacă 45, nu? Ți-ai luat remorcuță, bravo bre, bună treabă. Hai că începe să prindă culoare, zic. Bine că a început un pic să și picure. Treaba-i bună. Mamă, știi ce bine miroase, mai ales cum este un pic afumată? Senzațional. Hai să-ți arăt și cum a ieșit pregăteala. Cam așa ceva. Am pus cartofi. Am pus niște șuncă din asta afumată. M-am făcut și 3 ouă, de fapt 2, că ăsta e al treilea, dar ăsta a trebuit să-l mai întorc pe o parte. Mai pun un pic de sare, un pic de condiment și pot să mănânc liniștit. După care trebuie să spăl ăla și asta. N-avem ce face, nene. Hrana e bună, dar trebuie să facem și curat. Ia uite. Bine că n-a început ploaia, cum spuneam. Am mai spus, mă repet. Tu pe care o preferi. Hai cu bună dimineața, my friend. Param pam pam. Doar ce m-am trezit în propriu zis. Acum vreo oră m-am trezit. Văd că s-a mai parcat aici un om. Mă gândeam că trebuie să ies, când o să ies, trebuie să ies cu atenție. Să nu-i fărâm eu oglinda lui ăsta cum mi-a fărâmat-o la mie. Măcelarul. Că așa a rămas numele. Și vreau să merg să mă spăl pe dinți. Mi-am făcut un cafea. Să-mi spăl dințișorii. Să-mi spăl ochișorii. Și ițele mai târziu. Am dat un pic aici drumul la un edit. Mi-am pus un pic și laptopul la încărcat. No, hai afară la bidon, zic. Bună dimineața! Cam răcoare aici, bro. Da. Am dormit destul de binișor, ca să zic așa, știi? Numai că